Martin, auziți? Dacă intrați, vă rog. Deci să nu ne apumărăm toți. Îmi pune aici, îmi pune câteva pași. Nu? Uite ce om a spus dacă e bine. Aici a fost zicrava. Da? Două secunde. Dar e unic aici. Fără frică. Așa, puteți să faceți stand-up, puteți să faceți pe camerele de acolo, dacă le pornim acum. Vorbiți mai tare. Camerele sunt direcționabile? Da, camerele sunt direcționabile și pot urmări subiectul sau copilul luminorul care se găsește. De unde se mișcă ele, de aici? Da, de sistemul de comandă. Le puteți face un... Sistemului, camerele... Se efectuează testul sistemului, camerele își efectuează testul de inițializare și se focalizează către locul unde vor sta persoanele audiate. Operatorul poate să înceapă înregistrarea în momentul în care toată lumea este pregătită și tot de la acest pupitru să o oprească. În plus, există un canal de comunicație cu camera de alături, prin care persoana desemnată să efectueze audierea este înștiințată de eventualele detalii ale audierii, în așa fel încât să poată conduce discuția către, mă rog, către elemente relevante. Puteți să facem zoom? Prin care putem face zoom in sau zoom out. Pentru a observa detalii în cadrul convorbirii, mimica sau alte detalii care sunt relevante pentru anchetă.